Potrivit celor mai recente cifre publicate de Comisia Europeană, disparitatea salarială și anume diferența medie de remunerație pe oră între femei și bărbați la nivelul Uniunii Europene este de 16,2%. Din acest motiv există și Ziua Egalității Salariale, care anul acesta a avut loc la 28 februarie. Acest eveniment marchează la nivelul Uniunii Europene numărul de zile suplimentare pe care femeile trebuie să le lucreze pentru a câștiga o sumă echivalentă cu cea obținută de bărbați. În prezent, această diferență este de 59 de zile, data de 28 februarie, corespunzând celei de-a 59-a zi a anului. Pentru a contribui la reducerea acestei diferențe de remunerare, Comisia evidențiază o serie de bune practici aplicate de către întreprinderile europene pentru soluționarea acestei probleme. Acest eveniment a ajuns la cea de-a treia ediție la nivel european. Comisia a inaugurat primul eveniment de acest tip la 5 martie 2011, cea de-a doua ediție fiind sărbătorită la 2 martie 2012. Ziua Europeană a Egalității Salariale ne reamintește faptul că femeile se confruntă în continuare cu disparități în ceea ce privește condițiile de remunerare pe piața muncii. Diferența de remunerare a scăzut în ultimii ani, însă nu avem motive de bucurie. Există în continuare disparități substanțiale în acest sens, o mare parte a acestei evoluții fiind determinată de fapt de o scădere a remunerațiilor bărbaților, mai degrabă decât de creșterea salariilor femeilor, a declarat Viviane Reding, vicepreședintele Comisiei Europene. Datele cele mai recente este că pe teritoriul Uniunii Europene, diferența de remunerare între femei și bărbați a fost în medie de 16,2% în anul 2010. Aceste date confirmă o ușoară tendință descrescătoare față de anii anteriori, când procentul respectiv era de aproximativ 17% sau chiar mai mare. Tendința descendentă a diferenței de remunerare poate fi explicată prin impactul încetinirii creșterii economice asupra diferitelor sectoare, în cele în care predominau lucrătorii bărbați, cum ar fi sectorul construcțiilor sau al ingineriei, înregistrându-se, în general, cele mai substanțiale reduceri ale salariilor. Prin urmare, evoluția nu este determinată în general de îmbunătățirea condițiilor de muncă și de salarizare pentru femei. În același timp, a crescut în ultimii 2 ani proporția bărbaților care lucrează cu fracțiune de normă sau în condiții salariale mai puțin favorabile. Comisia Europeană dorește să sprijine angajatorii în eforturile lor de combatere a diferențelor de remunerare între femei și bărbați prin proiectul Equality Pays Off, egalitatea este rentabilă, care vizează să sensibilizeze societățile cu privire la avantajele economice pe care egalitatea de șanse și egalitatea salarială între femei și bărbați le pot aduce. Având în vedere provocările legate de schimbările democratice și creșterea deficitului de personal calificat, obiectivul inițiativei este acela de a promova accesul societăților la potențialul forței de muncă constituite din femei. Acesta cuprinde activități de formare, evenimente și instrumente menite să ofere societăților mijloacele necesare pentru a reduce aceste diferențe de remunerare. Proiectul urmărește de asemenea să contribuie la atingerea obiectivului Europa 2020, care constă în creșterea ratei de ocupare până la 75%, ceea ce nu se va putea realiza fără o mai mare participare a femeilor pe piața muncii.